Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Am cântat mai devreme, vreau pacea ta, o Domnul meu. Și îmi puneam întrebarea că suntem acolo, unde am putea găsi pacea? Și răspunsul este chiar aici, în adunarea Domnului și în biserica Domnului. Afară putem găsi pacea? Nu cred. Domnul ne dă pace când îl căutăm. Și am participat și eu la o adunare ieri de comemorarea fratelui Traian. Și mă gândeam ce rău a făcut fratele Traian de a primi atâtea suferință. Și mă gândeam că a vrut să facă bine tuturor, să dea această pace a lui Hristos. Și ne-a lăsat un tezaur așa mare prin poeziile și prin scrierile lui, încât să-i mulțumim Domnului că ne-a lăsat asemenea oameni și să ne rugăm să mai fie printre noi asemenea oameni ca El. Și au făcut rău pentru că asemenea oameni erau lipsiți de pacea lui Hristos, lipsiți de Hristos. Pentru că eu, dacă zic că îl cunosc pe Domnul și am pacea Domnului, nu pot să vin să-ți fac ție, frății tale, rău. Pentru că cum pot să spun că îl iubesc pe Domnul când nu-l văd și pe aproapele meu care lângă mine? Și aș vrea să spun și eu câteva cuvinte referitor la Evanghelia de astăzi. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Era stăpânită de un duh. Oare era Duhul Domnului peste ea? Puneam întrebarea. Nu. Nu era un duh de neputință. Probabil că această neputință sunt și păcatele omului care a mintit fratele Ionică. Atât timp cât ești gârbov, nu poți să privești spre sus, spre cer, spre Domnul. Pentru că poate suntem sănătoși de multe ori și zicem că suntem drepți, dar sufletul nostru de multe ori este, datorită păcatului, gârbov și nu mai poți să privești la Domnul. Privești tot timpul în alte părți sau la alte plăceri. Și cum ne relatează în prima epistolă a Sfântului Ioan, ce trebuie să faci ca să te îndrepți. Și spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Domnul ne primește de fiecare dată când venim și spunem, Doamne, sunt un păcătos, am greșit, vin în fața Ta și Te rog să mă ierți. Cuvântul Domnului vine și spune că El este drept și iartă orice păcătos. Trebuie doar să venim la Domnul. Și de ce să-L primim pe Domnul și să fie El și gândul nostru și simțământul nostru? Și am zis câteva cuvinte, ai grijă ce gândești. Căci gândurile tale devin cuvinte, cuvintele devin acțiuni. Ai grijă ce faci, acțiunile tale devin obiceiuri. Obiceiurile formează un caracter, iar caracterul formează un destin. Dacă l-ai pe Domnul și ești călăuzit de Domnul și ai pacea Domnului, gândești cum ar trebui să gândească Domnul, faci ceea ce Domnul îți spune. Dar astea cum le faci? Prin cuvântul Său. Și tot mai mult am observat și am îndemnat în ultimul timp să citească cuvântul Domnului, că tot timpul găsești ceva, înveți de fiecare dată câte ceva, îți vorbește Domnul de fiecare dată. Și ultimul timp mi s-a spus, dar unde cred eu că această Biblie e adevărată? Pentru că această Biblie m-a schimbat viața. Cum să nu fie adevărat? Prin lucrarea oastei Domnului, Părintele Iosif Trifaciu, ce-a făcut? A pus cuvântul Domnului în fiecare, la fiecare frate, da? Să cerceteze cuvântul Domnului. Nu a făcut altceva. Fratele Traian ce a făcut prin poeziile lui? A îndemnat să-L cunoaștem
pe Domnul. Da? În rugăciunea Domnului, ce ne spune Domnul? Care e viața veșnică? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și pe Fiul Său care L-ai trimis. Cum îl cunosc pe Domnul? Decât prin cuvântul Său. Este modalitatea de a-L cunoaște pe Domnul. Și referitor la fratele Traian, am auzit un cuvânt foarte frumos de la un frate. Traian Dols a fost un Moise care a umblat prin deșertul comunismului. Da? A umblat prin deșertul comunismului și a luptat, cum a luptat Moise, să ducă poporul unde? În țara promisă. Așa a făcut fratele Traian. A luptat cu comunismul ca să ce? Să ne ducă pe noi împărăția lui Dumnezeu. Și sărbătorim de mult Sfântul Andrei. Alt cuvânt mare. Mulțumim Domnului pentru toți, care toți sfinții care au fost și ne-au propovăduit Evanghelia Lui. Dar cel mai dator sunt eu aceste lucrări și Părintele Iosif. Fiecare poate are un sfânt al lui, fiecare care crede mai mult în el. Eu spun sincer că Părintele Iosif a fost pentru mine, este un sfânt adevărat. De ce? Ce a îndemnat el? La schimbarea vieții, la încredințarea viața în vieții tale, în mâna Domnului. Aș vrea să spun de ce. David ne relatează în Psalmul 37 și spune așa de frumos: încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Să mulțumim Domnului, de fiecare te mulțumesc pentru această lucrare minunată care m-a schimbat viața. Îi mulțumesc pentru frații care mi-a dat și care au învățat cuvântul. Mulțumesc pentru toate și rog pe Domnul să ne întărească, să ne dea putere, să fim mai buni, să primim pacea Domnului în inimile noastre. Să naște Domnul, dacă până acum nu L-am primit. Îl rugăm să vină în ieslea inimii noastre și să fie Domn și Stăpânul vieții noastre. Amin. Slăvit să fie Domn! Amin.